Pentru mulți oameni, munții Retezat reprezintă cei mai frumoși munți de la noi din țară. Cred că despre niciun alt munte nu am auzit această apreciere la fel de des. Vârfurile, crestele, pădurile și mai ales lacurile glaciare, toate îngrămădite parcă în același loc pe care îl poți privi dintr-un singur punct, fac din acest parc național o adevărată comoară pentru iubitorii de natură. Sigur, cel mai frumos munte nu înseamnă neapărat și muntele preferat. Mulți oameni au așa un munte de suflet, care le e mai drag decât alții. Iar asta se întâmplă de multe ori nu neapărat cu cel mai frumos munte, ci cu acela unde a avut loc prima excursie sau unde au ajuns mai des, sau unde au trăit o experiență care i-a marcat. Nu veți putea să vă dați seama prea bine de aceste aspecte doar urmărind un film. Muntele se simte și se trăiește cel mai intens pe poteci, cu bocanci în picioare și rucsacul în spate. Dar până să ajungeți acolo, sau poate în pauza dintre două drumeții, vă invit să vedeți și prin intermediul acestui film cum arată iarna în Parcul Național Retezat. La mine lătrați! Mergi la voi! Gata, gata! M-au întâmpinat, dacă sunt aici cu turma de oi, își fac și datoria. Salutare! Este o nouă dimineață pe munte. Este ora 9, deja am făcut o oră de traseu din câmpul de jos de la complexul turistic Cheile Buții și acum mă îndrept, așa cum am văzut pe indicator, spre cabana Buta, din munții Retezatului. Și dacă n-ar mai lătra câinii pe fundal să mă acopere... Băi, gălăgia că încerc să filmez! Hai că vorbim mai sus, că nu mă las. Aleea asta pe care merg, parcă ar fi o alee dintr-un parc. De fapt e un drum forestier. Chiar este un drum forestier dintr-un parc, dar nu orice fel de parc. E vorba de un parc național, Parcul Național Retezat. Este de fapt cel mai vechi parc național din România. Ca să ajung în Parcul Național Retezat, am plecat cu un tren de noapte din București. Am ajuns la 6 dimineața în Petroșani, de unde am luat un microbuz până în câmpul, până în Uricani, de unde am luat un alt microbuz care, din fericire, m-a lăsat chiar la intrarea pe traseu la complexul turistic Cheile Buții, aproape de cabană. De acolo a început urcușul pe jos, a fost o primă jumătate de oră mai accentuată, un urcuș mai accentuat, apoi a venit poiana cu mulți câini și acum urcușul se continuă pe Cruce Roșie spre cabana Buta și apoi spre lacul Bucura, celebrul lac din Retezat, acolo unde se poate și campa, dar unde se ajunge mai greu acum iarna. Hai să vedem cum o să fie urcușul, dacă o să mă descurc, dacă o să fie zăpadă multă pe traseu, dacă o să se împrăștie norii, dacă o să fie soare. Sunt multe necunoscute când pleci la drum. Trebuie să fii pregătit pentru a face față oricărei situații. Eu am la mine dita mai șifonierul. Am încercat să fiu foarte eficient, am luat doar strictul necesar. Câteva haine în plus, mâncare pentru 3-4 zile, atât vreau să stau. Și, mă rog, sacul de dormit și alte lucruri utile. Ce frumos e când iese și un pic de soare. Îmi înghețase nasul mai devreme, a trebuit să pun ăsta la nas. Dar când iese un pic de soare, e așa plăcut, te încurajează să mergi mai departe. Și o să ajung mai sus decât crestele alea.
Începe să se vadă frumos. Am ajuns și la cabana Buta. Vă las să vă uitați un pic în jur, cât eu verific dacă e cineva înăuntru, să beau și eu un ceai. Admirați un pic peisajele. Nu e nimeni la cabană. E pustiu. Hei! E cineva? Nu se aude nimeni. Nu se vede fum nicăieri. N-a nimic. O să stau un pic să mănânc ceva. Că de acum începe urcușul adevărat. Și până aici am urcat cam 600 de metri diferență de nivel. Dar destul de ușor. Drumul urcat destul de lin. De acum însă traseul marcat, Crucea Roșie, începe să urce destul de susținut, cam 300 de metri diferență de nivel, până într-o șa, de unde ar trebui să se vadă în jur. De acolo se coboară un pic spre Poiana Pelegii și apoi urmează urcușul final, cel mai greu, până la lacul Bucura. Eu pe traseul ăsta nu am mai fost, poate vi se pare ciudat că știu punctele de reper așa bine. E important să te informezi înainte, să verifici harta, să vezi, să știi la ce să te aștepți atunci când pleci la drum. Eu sper să ajung până pe la 4 jumate, când se întunecă, să ajung sus la lacul Bucura. Dacă nu, am frontală, am tot ce-mi trebuie. Mâncărică! Cam multă, da? Pentru 3-4 zile trebuie să-mi ajungă. Haide, alimentele mele au stat la rece, pe masă. Mericio. Ceva bun. Cât de bine și cât de important e să poți să stai un pic la soare, să te usuci. Eram ud, transpirat, se simțea rece de la aerul ăsta din pădure. Și când am ieșit aici la soare, e așa plăcut să te bate soarele un pic pe față, pe spate. Am pus și geaca la uscat și mă pregătesc să merg mai departe. Dar soarele ăsta n-a ieșit din nori fix acum când am ajuns eu aici, la nimereală. Cineva mi l-a trimis. Se gândea cineva la mine, cred, că am nevoie de puțină călduică. Mulțumesc! Lacul Bucura, 4 ore. Șaua Plaiul Mic, o oră. Ce scrie aici? Evacuați-vă deșeurile, vă mulțumim! Carne de porc? Asta e ce am mâncat eu. Pălincă de bihor, exact ce nu am eu la mine. Sus se vede șaua, cred. Plaiul Mic, unde trebuie să ajung, primul punct de reper.
și în spate încep să se deschidă peisajele spre vârful Piule, unde am fost cu altă ocazie. Piule, de pe culmea Piule Pleșa, acolo e un alt traseu bine retezat, banda galbenă. Am ieșit în șa. Wow, cum se vede, cât de tare! Încoace spre vârful Costura, cred că e un traseu marcat, care este apoi spre vârful Păpușa în stânga. În partea cealaltă se văd vârfurile Bucura, Peleaga și Păpușa. Iată, pe fundal, în centru e vârful Bucura, centru dreapta. Acolo e și căldarea Bucurei, unde trebuie să ajung eu la lac. Acolo e vârful Păpușa, undeva în spate, nu, Peleaga, și în dreapta de tot e Păpușa, ăla cel mai alb, că bate soarele pe el. Vârful Păpușa, Peleaga, cel mai înalt vârf din retezat, unde sper să ajung mâine, dacă o să fie vreme bună. Ăla e vârful Bucura și căldarea Bucurei, unde e lacul. Pe acolo e plin de lacuri, o să le vedeți mâine, abia aștept. E super, e cel mai tare punct de pe traseu de până acum. Până acum a fost mult prin pădure, a fost urcușul ăsta care a oferit ceva priveliști, dar când urci așa din greu, nu mai poți să privești la fel de ușor și în jur. În schimb, acum, cu așa panoramă, e senin, e senin, e soare, un... Încoace trebuie să fie culmea Slăveiu, cred. Acolo e vârful Bucura, căldarea Bucurei sub el. Vârful Peleaga, cel mai înalt din retezat, și vârful Păpușa. Hei, Păpușa! Singurica, singurica! Merită efortul. Ce întrebare. Acolo în vale trebuie să ajung eu, în Poiana Pelegii, unde e refugiu Salvamont. Ăla e primul pas. Culm din munții Țarcu în depărtare. Din Poiana Pelegii eu o să trească să urc destul de mult până în căldarea Bucurei. Din șaua Plaiu Mic, traseul coboară destul de mult până în Poiana Pelegii. Am ajuns la un nou punct de reper, la capătul drumului forestier din Poiana Pelegii. Aici e punctul cel mai îndepărtat în care poți ajunge cu mașina. Vara, acum nu cred că e practicabil, și de aici se poate urca pe banda albastră la lacul Bucura, pe unde o să merg și eu, se fac cam 2 ore. Înapoi spre cabana Buta se fac tot 2 ore.
am stat cu ceva emoții la coborârea asta. Era mai accentuat așa și era un pic de zăpadă pe potecă, mai era și un pic de gheață. Așa că am strâns trepiedul ca să pot să merg cu bețele, să fiu sigur că nu alunec, pentru că nu e semnal la telefon pe vale aici și nici la refugiu, nici nicăieri pe aici nu e semnal la telefon. Așa că dacă îți crântești un picior sau ceva, poți să ai probleme serioase. Mai ales că eu sunt singur acum. Am plecat de aici, de la complex Cheile Buții, de la intersecția, de fapt, drumului cu poteca. Complex Cheile Buții, marcajul cu urme de lup și cruce roșie, bandă albastră, până la cabana Buta, aceea bătută de soare. Așa. Și de aici am urcat în culme aici, undeva unde nu prea se vede. Bun. Și de aici am coborât în Poiana Pelegii, de unde voi urca la lacul Bucura. Pare puțin, nu? Pare puțin. Se fac 2 ore cel puțin până la lacul Bucura. Și pe urmă, vârful Peleaga încoace, vârful Păpușa, vârful Retezat pe aici, Zănoaga, lacul Zănoaga. Sunt multe de văzut, e plin de lacuri. Mai am cred că 2 ore de lumină la fix ca să ajung la refugiu. De pe culmea din spate am coborât eu mai devreme, în Poiana Pelegii. Uite de ce poți avea probleme și în pădure cu alunecatul. Pentru că se formează gheață pe unde se scurg fire de apă. Aia e Poiana de unde am început eu coborârea din Șaua Plaiul Mic și în spate se vede vârful Piule. Ce mult am coborât, am urcat. Am început să merg împleticit de oboseală. Sunt după, wow, minus 5 grade afară.
sunt după aproape 9 ore de mers. Adinea urmă m-am oprit și am mâncat o Eugenie și o ciocolățică. Scăzuse rezervorul, se simte. Rezervorul așa scade și când e gol, gata, nu mai ai forță, nu mai ai nimic. Ar trebui mâncat ceva înainte, dar n-am vrut să mă opresc pentru că vreau să ajung pe lumină la refugiu. Mai am un pic, cred că un sfert de oră sau jumătate de oră în ritmul ăsta. Ei, dar a fost bine. Sper că am nimerit în cadru și nu am capul tăiat, pentru că nu mai trag încă o dată cadrul ăsta. Din câte văd eu de aici, lacurile nu sunt înghețate. Iuhu! Sau sunt? Uite, vârful Judele în centru, vârful Bucura și în sfârșit, aleluia! Lacul Bucura, ținta finală pe ziua de azi. Și se pare că este înghețat. Și n-am pioletul la mine. Iată și salvarea mea pentru noaptea asta. Refugiu Salvamont de la lacul Bucura. Afară sunt deja minus 7 grade aproape. Așa că o să fie un adăpost primitor, chiar dacă fără sobă, fără încălzire. Dar mă descurc. Abia aștept să-mi fac un ceai, să dau jos rucsacul. A contat mult rucsacul ăsta, a fost prea greu. Dar pentru 4 zile, mâncarea atârnă. Ce frumos! O să încerc să salvez baterie, card, timp, pentru că mâine, dacă vremea va fi la fel de bună, o să am ce să filmez. Gata. Ah, și încă ceva. Cadrul ăsta e filmat cu ISO 2000, ca să țin minte. M-a salvat în cazul ăsta, pentru că e prea întuneric deja. S-ar fi văzut prea întunecat, dacă nu creștea ISO. Căldurică bună la mânuțe și la năsuc. Am și o perfuzie aici. Mi-am făcut mai devreme ceai și l-am pus în sticluța asta care îl ține, care nu se topește așa ușor. Și pe cât e cald, cât e fierbinte, pot să-l bag în sân. Aici am mai băgat și tălpicii de la bocanci să se usuce și bentița la căldurică și sobița. Am pe mine bluza de corp, aia groasă cu care am urcat, windstopper, veste de puf și geaca pe deasupra. E mai eficient să te îmbraci în mai multe straturi, pentru că între ele se menține mai bine aerul cald decât dacă ai o geacă groasă. Plus că o geacă groasă nu e așa avantajoasă pentru că nu poți să urci cu ea. Aragaz, crăticioară, mâncărică, slăninuță. Sana asta trebuia să o mănânc în tren, dar n-am mai apucat și a trebuit să o car cu mine. Lipi, astea rezistă mai bine, nu se sfărâmă așa rău și rezistă în timp. Niște cărnăciori uscați. Ton de făcut cu orez, specialitatea mea.
dulciuri, o grămadă. Bine, mai am și la rucsac. O supă instant. Am de unde alege. Nu știu dacă mai e cineva înretezat azi. Poate pe partea cealaltă la cabane să mai fie cineva, dar destul de departe. Pe partea asta nu mai e nimeni, pe unde am urcat eu. Deci sunt singur în mijlocul pustietății și ajungi, după 9 ore și ceva de mers, la un refugiu în creierii munților și nu te așteaptă nimeni cu un ceai cald și cu o supică. E interesant așa sentimentul ăsta de singur în sălbăticie. Eu acum n-am pe cine, dar voi, acum în fața ecranelor, când stați în fața ecranelor, dacă aveți pe cine să luați în brațe, dați o îmbrățișare, hai, căutați pe cineva în jur și cum un hug. Nu strică să fim mai calzi. Se încălzește și la mine refugiu așa, dacă e lumea mai caldă. Băi, fix în camera cu provizii. Uite, ăla zici că e în sticlă, dar nu era. Sunt doi. Băi! Chiți chilacule! Minus 10 grade, nu știu dacă se vede. Primele raze cad pe vârful Bucura. În dreapta se vede vârful Judele, iar acolo unde sunt umbrele, în văile alea, sunt o mulțime de lacuri la care sper să ajung și eu, ori în seara asta, ori mâine. M-am grăbit să ajung pe vârful Peleaga, înainte să răsară soarele, dar nu am reușit. În schimb, uite cum se văd crestele luminate unde cad primele raze. Pe vârful Bucura, pe vârful Judele în spate, iar aici e vârful Costura Bucurei, cred. Da. Iar acum rămâne ultimul urcuș, cel mai abrupt, până pe vârful Peleaga, unde abia aștept să ajung să mă încălzesc un pic la soare. Sunt minus 10 grade, ceasul deja arată, scrie low, adică foarte scăzut, nici nu mai arată gradele. Noroc că sunt bine echipat, dar trebuie avut grijă, pentru că dacă vremea se schimbă și condițiile devin și mai grele și nu ai la tine ce trebuie, o folie de supraviețuire, haine în plus, poți să ai probleme. Dar acum se anunță o zi superbă, așa că hai să profităm de ea.
lacul Bucura, înghețat. Jumătate la umbră, jumătate la soare. Ceiuț cald, că l-am pus în vesta de pufă. Ies la soare. Mi-a înghețat fața. Abia aștept să ies la soare. Să-mi dau și cu cremă de soare pe față. Chiar dacă e iarnă, pericolul să te arzi e mare, că se reflectă din zăpadă lumina. Abia vorbesc, am buzele înghețate. În spate e vârful Peleaga, la care vreau să urc acum. Hai la lumină. E mare de nori. Câte tare. Uite, oslea. E o creastă ascuțită. Seamănă un pic cu piatra Craiului, așa stâncoasă și ascuțită. Cum iese din nori, superb. Spre retezatul mic și vârful Piule, de care v-am tot spus. Ăla din stânga-i Piule. Înapoi înspre, se vede vârful Retezat, cel mai înalt acolo. Apoi înspre stânga vârful Bucura 2 și vârful Bucura, cel mai înalt. Vârful Retezat, nu, din alt unghi se vede mai bine, care e chiar retezat, e un vârf tăiat așa cu sabia. Până pe cel mai înalt vârf din masivul Retezat, vârful Peleaga, 2509 metri. Oameni buni, ăla-i vârful Peleaga, mai am un pic până la el. Hello! Dar m-am oprit să vă arăt deja ce se vede în jur. Spre nord. Spre vârful Păpușa. Și în dreapta spre vârful Custura. Incredibil! Vârful Păpușa în dreapta și vârful Mare în stânga. Aici cam umbrită e Valea Rea, care e și ea plină de lacuri. Acolo în spate e culmea Custura Văcarea, pe care am venit eu prima oară când am fost în Retezat.
Și în spate de tot, în stânga, se vede masivul Parâng. Parângul cu Marea de Nori la picioare. Wow. Panoul cu informații. Cam mult de muncă la el. Iată jumătate de panoramă de pe vârful Peleaga. Am început dinspre Oslea și Retezatul Mic. Încoace-i culmea Slăveiu, Căldarea Bucurei cu lacul Bucura de unde am urcat acum, vârful Bucura în centru acum, în dreapta apare vârful Retezat și încoace nu mai pot să învârt. Am ajuns a doua oară când ajung iarna pe vârful Peleaga. Încerc să fac o panoramă completă de pe vârful Peleaga. Încolo, vârful Mare în stânga și vârful Păpușa, care este al doilea cel mai înalt, și el peste 2500 de metri. În depărtare, Parângul și culmea Văcarea cu Stura. În stânga, acum undeva în prim plan, se vede vârful Păpușa Mică. Hei, Păpușa Mică, ce faci? Mare de Nori, observați. Încoace apare vârful Piule, creasta cu Piule Pleșa și în spate de tot distinct în Marea de Nori, culmea Oslea. Numai puțin să mai mă mișc și eu pe bolovanul ăsta. Așa. Așa, ce se vede încoace? Retezatul Mic spre Piatra Iorgovanului. Și apoi apar în spate de tot munții Godeanu, cu vârful cel mai înalt, vârful Gugu. Iar aici, în prim plan, Căldarea Bucurei, cu vârfurile Judele în centru imaginii acum și vârful Bucura 1 și Bucura 2 în dreapta. Aici în dreapta se vede înclinată culmea de legătură dintre vârful Bucura și Peleaga, iar în spate vârful Retezat. Stați un pic să mă învârt iarăși pe bolovan. Stau foarte incomod aici. Am și mișcat de trepied. Așa. Continuăm. Încoace se coboară, sunt trasele care coboară spre Cabana Pietrele, spre Cârnic, spre depresiunea Hațegului. Foarte lungi trasele, dacă vreți să coborâți sau să urcați pe acolo, e bine să aveți o mașină undeva la Cârnic. Până la o haba de sub piatră sau undeva în sat se fac, o grămadă de kilometri, 20-25, nu știu. Și înapoi la Muntele Mare, vârful mare, pardon. În dreapta Retezat, în stânga Bucura și în spate de tot munții Țarcu. Ia, cu zoom. Nu știu dacă se vede și stația meteo de pe vârful Țarcu, eu nu o văd. Voi poate o vedeți. Vârful Bucura în prim plan, în dreapta. Și în spate, greșisem eu adineauri, stația meteo de pe Țarcu este mai încoace. Uite, acum ar trebui să se vadă undeva în depărtare un moțuleț. Sau încă n-am ajuns la ea. Ah, acolo. Mă scuzați, nu văd bine. Îmi lăcrimează ochii de bucurie. Iată și vârful Gugu. Sper că nu-l confund, că acolo încă n-am ajuns. Din munții Godeanu. Și mai în stânga, un pic din creștere acestor munți, înalți și sălbatici și ei. Creasta munților Godeanu se continuă spre munții Cernei și spre băile Herculane. Câte lacuri vedeți în imaginea asta? Niciunul, pentru că sunt înghețate. E lacul Bucura în prim plan cel mai mare, ăla din stânga cred că este lacul Lia. Lia, mai știu eu pe cineva Lia. Și în dreapta sus undeva se mai vede un lac. Aici sub vârful Judele sunt mai multe lacuri cu nume de fete. Florica, Viorica, Ana, Lia. Sunt super frumoase, dar acum nu mai bine că sunt înghețate, că și așa nu mai aveam baterii. Și pentru ele le păstrez pentru o tură de vară. Nori frumoși. Sunt deasupra norilor. Vă dați seama că acum în localități lumea zice, ce vreme urâtă. Iată și vârful Păpușa, pe care ajunge mai puțină lume, mai ales iarna, fiindcă e departe de cabane sau de refugii. Acela e vârful Custura, pe unde am venit eu prima oară când am ajuns în Retezat, am venit pe Muchia, Văcarea, Custura, pe urmă Păpușa Mică, Păpușa, Peleaga și Bucura. Am făcut un tur de forță atunci. În vale se vede lacul Peleaga, în spate vârful Custura și vârful Păpușa Mică și vârful culmea Văcarea, Custura și mai în spate.
botezat, umbra lui Ioan pe munte, Valea Rea, care e foarte mare, deci încolo trebuie să ia lacul Galeșu, dar nu se vede, și vârful mare în spate, în dreapta, și aici muchia de legătură între Peleaga și Păpușa. Îndepărtare în spate de tot se văd chiar și vârfuri din munții Făgărașului. Ce să mai o panoramă cu toți munții României de aici. Astea au fost peisajele de pe vârful Peleaga. Mă bucur că am avut senin și că am putut să vi le arăt, că nu am urcat cu aparatul în spate, în mână de fapt, degeaba. Dacă era ceață, era mult mai greu să realizez episodul ăsta. Sper să fie apreciat efortul. Nu a fost deloc ușor. Încă îmi sunt picioarele un pic înghețate, nasul la fel. O să cobor înapoi la refugiu de lângă lacul Bucura, dar o să încerc să merg pe un alt traseu, pe poteca ce duce spre Șaua Bucurei, spre vârful Ustura Bucurei și Șaua Bucurei, și de acolo să cobor. Asta ca să mai admir un pic peisajele, să mă mai bucur de soare. Că altfel dacă mă întorc pe unde am urcat, o să am parte numai de umbră. Și o să mai rămân o noapte la refugiu Bucura. Dacă o să mai ajungă bateriile, o să încerc să mai filmez în jur, mai ales că pe măsură ce soarele se duce spre apus, o să se schimbe lumina, o să se înroșească vârful Peleaga, dar asta o să vedem mai pe seară. Hai. Vârful Peleaga. La revedere. Bravo. Astea sunt colții pelegii, niște turnuri de stâncă. Claudia, când o să vadă imaginile astea. Claudia e fata de la care am împrumutat aparatul ca să pot să filmez Full HD. Mulțumesc! Am trecut la ținuta de primăvară. Stai că n-am lumină pe față. Aia, ia uite. Pentru că pe partea asta a muntelui nu mai bate vântul, așa că e mai adăpost și soarele se simte mai bine, deși sunt tot 0 grade, mă rog, sub 0 grade. Vârful Păpușa în dreapta și vârful mare în stânga. Se vede muchia pe care se urcă la el. Degeaba le spune colții pelegii. Pelegii sau pelegei? Peleagăi? Colții. E cineva? Nu e nimeni? Nu e nimeni. Asta e. Ne bucurăm singuri de peisaj. Păcat că nu vede nimeni, nu are cum să vadă imaginile astea nicăieri, măcar
nu știu, la televizor sau pe internet, dacă s-ar putea, undeva pe YouTube, dacă ar exista ceva, nu știu, care să arate imaginile astea, așa, nu știu, poate o emisiune, gen, i-aș zice, cred, de exemplu, eu merg pe poteci, așa, și încerc să ajung la inima oamenilor, cred că o emisiune pe care aș numi-o Pe poteci spre inima ta. Dacă ar exista, ce bine ar fi, a? Ui, zăpadă! Să nu cadă chiar cu pietrele alea. Vârful pe leagă a rămas în spate, am terminat coborârea până în șaua de iarnă, e asta, înainte de vârful cu stura, pe care o să urc acum. Hei, într-o parte se vede căldarea Bucurei, iar în cealaltă parte se vede căldarea cu valea, cu cabana Pietrele, Gențiana și până departe. Acolo undeva în vale trebuie să fie cabana Gențiana. Vârful Retezat în dreapta și Bucura 2. Și aici e vârful cu stura pe care trebuie să-l traversez. Alte două lăculețe care sunt și ele înghețate. De data asta, zăpada e moale, nu a fost nevoie să folosesc colțarii, dar i-am avut la mine. Iarna, ăsta e un pericol destul de mare, zăpada poate fi înghețată. Eu am avut noroc că a fost ger în ultimele zile și zăpada a fost uscată, a rămas uscată. În schimb, dacă urmează o zi cu temperaturi pozitive, zăpada asta o să înceapă să se topească, se umezește, iar noaptea îngheață și atunci dimineața nu poți să faci nici doi pași fără colțari. Mai fac o panoramă de pe vârful cu stura Bucurei. Încep cu vârful pe leagă de la care am venit adineauri. Înspre dreapta, căldarea Bucurei. Se vede și un pic din lacul Bucura. Mai spre dreapta, culmea Slăveiu și vârful Judele în spate. Apoi vârful Bucura și vârful Retezat. Și încoace spre nord, Valea Pietrele și o mare de nori. Frumos! Lacul Bucura și cu semne extraterestre pe el. Ce interesant arată! De pe costura Bucurei trebuie să cobor printre bolovanii ăștia până în șaua de vară, acolo în punctul ăla de jos, unde este și cabina telefonică. Asta e vârful Bucura, la care nu mai urc. Asta e vârful Judele.
marcajul cu bandă roșie și stâncile printre care am coborât adineauri. Tot ăsta l-am coborât de sus, de la vârf de acolo, de la Custura Bucurei. Șaua de vară. De aici, din șaua de vară, se coboară spre cabana Pietrele sau spre cabana, spre refugiu Salvamont. Dar nu degeaba îi spune șaua de vară, pentru că ăsta este un traseu care se practică vara. Iarna, el este mult mai periculos, pentru că pe marginea prăpăstiilor se formează cornișe de zăpadă, adică margini din acelea care atârnă în afară, și acelea când se rup, pot să curgă, vor curge la vale și pot să formeze avalanșe periculoase. Eu am prins super perioada asta. Zăpadă doar cât să arate spectaculos peisajele. Dar suficient de puțin încât să pot merge și în siguranță. De acum gata, de la prima ninsoare se schimbă lucrurile. A, uite cum umbra acoperă lacul, în curând o să ajungă și la refugiu. Se va lăsa frigul în căldare. Eu mai stau sus un pic, poate prind ceva imagini drăguțe cu apusul. Ce zi incredibilă, nu-i așa? Crestele albe, lacurile înghețate, munții din jur atât de vizibili și un cer atât de senin. Așa sunt unele zile de iarnă pe munte. Dar nu toate sunt așa. Și oricât de ușor ar părea să ajungi acolo, e ușor doar pe măsura pregătirii tale. Iar aceasta se poate îmbunătăți cu fiecare excursie făcută, cu fiecare traseu ușor și fiecare munte mai micuț, care fac experiența să crească în mod înțelept, treptat, fără a sări etape importante pentru a bifa din prima cele mai înalte vârfuri. Retezatul este cu siguranță impresionant, dar ca orice munte, atât vara cât și iarna, are pericole specifice. E important să le înțelegi cât mai bine atunci când pornești la drum, pentru a reduce cât mai mult riscurile. Iar după aceea, odată ajuns acolo sus, fiecare pentru el poate să-și stabilească, dacă vrea, care este cel mai frumos munte de la noi din țară. Pantalonii. Mai pot să închid fermoarul ăsta. Trebuie să iau pară zăpezile. Și bocașii înghețați. Sunt unele excursii și unele zile care îți rămân atât de puternic în amintire, care pătrund în tine mai adânc decât frigul sau efortul, care ți-aduc un sentiment atât de plăcut de împlinire, pe care uneori e greu să-l găsești în alte părți. Dar nu trebuie uitat că tot ceea ce muntele scoate bun sau greu din noi, e din noi, nu din el. Este ceva din noi, care vibrează la atingerea muntelui, dar dacă în lipsa lui, vibrația aceea ne dispare, acesta e un semn important, care ne arată că mai avem de fapt de crescut. Pentru că această creștere e mai importantă decât mersul pe munte, iar acea vibrație plăcută ar putea fi mai des în noi, nu doar pe creste, iar asta ne-ar schimba în bine toate aspectele vieții. Nu munții ne cheamă, ci dorința de a fi mai bine, mai fericiți, mai plini. Munții sau unii oameni pot scoate asta din noi, prin frumusețea lor, dar o fac doar pentru un moment sau pentru o vreme. Dacă vrem să prelungim momentul, nu e nevoie să ne mutăm pe munte. E nevoie să învățăm să scoatem singuri din noi ceea ce munții reușesc prin potecile și crestele lor. Eu sunt Ioan Stoienică și dintre stâncile verzi ale acestui munte cu aspect extraterestru, vă salut și mă bucur că ați fost alături de mine în excursia înghețată
din Parcul Național Retezat și mă bucur că am mers pe poteci înghețate spre inima ta, pe care sper că le-am încălzit un pic. Potecile sau inima? Inimile. Ia uite, aici se vede și umbra cameramanului. Se vede? Pe cu mâna. A, n-are cine să fac cu mâna, nu e nimeni în spatele camerei. Gata cu nebunia asta. Se crăpa gheața cu mine.